Bună dimineața, dragilor! Am putea spune că s-au cam dus zilele cu soare în vestul, nordul și centrul țării, unde cerul va fi mai mult noros și mai ales spre seară și în cursul nopții, pe arii extinse, vor fi precipitații, în general moderate cantitativ. Acestea vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, mixte în Maramureș și în Transilvania și predominant sub formă de ploaie în Crișana și în Banat. În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare și numai pe arii restrânse, îndeosebi în a doua parte a intervalului, se vor semnala ploi slabe. În nord-vestul teritoriului vom avea ploi pe arii extinse pe tot parcursul zilei, iar spre seară nu este exclus ca acestea să se transforme în lapoviță. Maximele termice vor ajunge astăzi până la 5 grade în Baia Mare și 6 grade în Satu Mare. De precipitații se pare că vom avea parte și în Crișana astăzi. În ceea ce privește valorile termice, maxima zilei va atinge 7 grade atât în Arad cât și în Oradea. În Banat vom avea un cer noros, ploi slabe și temperaturi ce vor urca până la 8 grade în Timișoara și 9 grade în Reșița. În Oltenia, în ciuda unui cer mai mult noros, se pare că vom scăpa de ploi. Soarele se va arăta și el timid, iar temperaturile maxime se vor încadra între 9 grade în Târgu Jiu și 10 grade în Slatina, Craiova și Drobeta, Turnu Severin. În Transilvania sunt așteptate ploi care, odată cu lăsarea serii, se vor transforma în lapoviță și ninsoare. La munte, la peste 1400 de metri, va ninge, iar vântul va spulbera zăpada. Temperaturile maxime vor atinge astăzi valori de 5-6 grade în Miercurea, Ciuc, Bistrița, Zalău și Cluj și 7-8 grade în Deva, Alba Iulia și Sibiu. În Moldova vom avea parte de vreme foarte frumoasă pentru această perioadă, cu cer variabil și maxime ce vor ajunge până la 7-8 grade în Iași, Vaslui, Galați și 11 grade în Focșani. Nici în Dobrogea veștile despre vreme nu sunt foarte rele. Cerul va fi variabil, vântul va adia slab, iar maximele termice vor fi cuprinse între 8 grade în Tulcea și 9 grade în Constanța. În Muntenia ne bucurăm de razele soarelui și de temperaturi ridicate. Se vor înregistra astăzi 10-11 grade pe mai tot teritoriul. În București vom avea o zi caldă de iarnă, în care soarele ne va ține companie pe tot parcursul zilei. În acest moment înregistrăm undeva la 5-6 grade, iar maxima zilei va urca până la 10-11 grade. După soare vine ploaie, cam așa se prezintă vremea săptămâna aceasta, mohorâtă, cu vânt slab, precipitații și posibile depuneri de polei. Atenție, nu scăpăm nici de ceață astăzi. Atât despre vreme momentan, eu vă doresc o zi excelentă. Răzvan?